Mulțumesc mult de tot tuturor pentru prezență și pentru participare. Am să încep cu primul subiect foarte fierbinte și am să-l rog pe domnul inspector școlar județean, domnul profesor Marin Popescu, să ne spună cum a fost începutul acesta de semestru al doilea. Cât de dificil sau de simplu a fost pentru județul Timiș, fiindcă vorbim acum în special despre județul Timiș, care fiind în scenariul roșu, a intrat doar cu învățământul primar și cu grădinițele în activitate față în față. Domnule profesor, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. N-aș vrea să facem aceeași confuzie care se întâmplă la nivel național, și anume faptul că dacă județul Timiș, pe o medie ponderată la nivelul județului, are un indice la mie de locuitori de peste 3 la mie, ceea ce îl duce tot județul în zona roșie sau în scenariul roșu, asta nu înseamnă că dacă luăm fiecare locuitor în parte, toate se găsesc pe roșu, nu. Și de aici am vrut să și pornesc, pentru că inițial, din toată țara, singurul județ care era în această zonă, repet, e vorba de o medie, se găsea Timișul. Nu intru în detalii de ce Timișul este pe zona roșie, pentru că în Timiș se testează foarte mult. E o realitate și la această realitate trebuie să găsim soluții. Și asta am și făcut noi. Evident că debutul semestrului al doilea a însemnat emoții, ca orice început în zona învățământului preuniversitar se face cu emoții, mai ales că veneam după aproape 4 luni de activități didactice online cu temători, cum se va întâmpla, cum a revenit la școală, cu toate că aveam experiența și a examenelor naționale și a debutului de an școlar, a respectării regulilor în unitățile de învățământ. Ce pot să vă spun este că la nivelul județului, majoritatea unităților de învățământ, din totalul de 591, majoritatea asta înseamnă 250 de unități de învățământ s-au găsit în scenariu roșu. Astăzi ne aflăm în situația în care în scenariul verde sunt 150 de unități de învățământ, adică 150 de școli deschise pentru activități față în față, 190 sunt în scenariul galben și 238 sunt în scenariul roșu. Știu că avem 13 unități de învățământ care sunt carantinate din mai multe perspective. Una este a carantinării localităților și una este a faptului că la nivelul acelor unități de învățământ au fost evenimente, și mă refer aici la evenimente în sensul îmbolnăvirii înainte de a începe semestrul al doilea în 8 februarie. Emoțiile au fost firești și debutul a fost unul bun, aș zice eu, în acest context pandemic, pentru că ne-am pierdut puțin, dacă pot să numesc așa, din exercițiul ăsta al activităților față în față. Încet, încet ne-am revenit. Sigur că a fost o perioadă, nu numai la Timiș și la nivel național, în care în prima săptămână am avut îmbolnăviri confirmate sau infectări confirmate ale elevilor și ale părinților, un număr foarte mare, dar pe un trend crescător până luni, până acum două zile. Astăzi deja numărul elevilor și al profesorilor care au fost confirmați cu COVID este mic. Avem plus un elev și plus un cadru didactic față de o perioadă cumulativă, să zicem, luată la 8 februarie. Deci undeva vedem lucrurile pozitiv din această perspectivă și ne bucură acest detaliu. Evident că suntem pe primul loc în țară la ceea ce înseamnă număr de cadre didactice care au activități didactice online în contextul în care ar trebui să vină față în față. Și mă refer la acei colegi de-ai noștri care au boli cronice și au dovada, certificat de către medicii de familie sau medicii curanți a faptului că sunt bolnavi, și atunci trebuie să predea de acasă activitățile, lecțiile și activitățile să le desfășoare online. De asemenea, suntem pe un loc fruntaș, între ghilimele, locul 3 sau 4 vis-a-vis de numărul de elevi care ar trebui să fie față în față și se găsesc acasă din diverse motive. Fie sunt bolnavi, infectați, fie stau cu membrii ai familiei care sunt vulnerabili la o eventuală infectare și această vulnerabilitate este fatală pentru ei.
Cu alte cuvinte, e o mică simptomatologie, folosind un termen din medicină, pentru că, iată, am învățat foarte multe în această perioadă pandemică din zona de medicină, cu ceea ce înseamnă un debut de semestru al doilea. Important este și am spus-o asta și repet mereu, important este ca revenirea la școală să fie partajată din perspectiva tuturor partenerilor și mă refer aici la părinte, mă refer aici la profesori, la managementul școlii, mă refer la membrii comunității, la instituții. Nu cred că trebuie să privim spre cealaltă instituție pentru a aștepta răspunsul de acolo. E o chestiune care ține de respect și de regulile pe care noi ar trebui să le respectăm în comunitate și nu numai din perspectiva membrilor comunității, ci din perspectiva instituțională. Reguli între instituții, dar nu acela de a pasa responsabilități, ci din contră, de a ne respecta unii pe ceilalți și a găsi soluții la o realitate comună. Da, vorbiți într-adevăr despre reguli și despre respectul dintre instituții, care este foarte important și chiar vital în această perioadă. În acest context al lucrului interinstituțional, chiar pe domenii foarte diverse, să zicem numai sănătate publică și educație, dar mai este și consiliile locale și primăria, mai sunt chiar multe companii sau grupuri de lucru pentru educație și platforma anticovid, noi ca universități și mulți alții care ne implicăm destul de mult în aceste activități, care ați spune că este, să zicem, poate nu neapărat secretul, dar punctul în care ați simțit sau ce credeți că v-a ajutat și ați simțit, da, poate să meargă. Ați spus, ok, simt că ceva se mișcă și că merge. Da, faptul că noi am cultivat în timp, asta înseamnă în perioada aceasta de aproape un an de zile, iată în martie un an de zile, am cultivat instituțional parteneriatul cu DSP-ul, comunități locale, comunități administrative teritoriale, cu primării, cu consilii locale, Consiliul Județean și aș spune că n-am văzut lucrurile de sus. Am coborât foarte mult, aș spune, foarte mult dintr-o perspectivă a faptului că nu puteau alte instituții să gestioneze situația, dar am crezut că suntem și cred în continuare că suntem partea soluției și că atare sunt instituții care sunt foarte încărcate, cum este și Direcția Sănătate Publică și mulțumesc mult și domnului director și doamnei director ajung care este prezent aici și celor două colege care o însoțesc. Am crezut că e foarte important să venim alături de ei și nu să ne detașăm, da? Să lăsăm, da, este treaba lor. Nu, este treaba noastră a tuturor și suntem interesați cu toții de o soluție care să fie bună pentru comunitatea educațională și pentru comunitatea în care trăim. Cu alte cuvinte, am făcut pași noi spre instituții, dar pozitiv, nu a le încurca, ci din cort, a fi parte a soluției alături de ei. Și acest lucru s-a întâmplat. În plus, aș spune poate un exemplu la nivel național este perspectiva aceasta a parteneriatului public-privat între ghilimele, între ceea ce înseamnă instituția pe care o reprezint și platforma anticovid, adică o zonă de expertiză neguvernamentală care trebuie să recunoaștem că nu este foarte încorsetată, nu are un cadru oficial, formalizat, legiferat, să zicem, da? Și cărora le permite, să zicem, inovarea foarte mult în această zonă și cu siguranță expertiza a fost foarte bună pentru noi, pentru că, iată, ne găsim de aproape repet, de 8 luni de zile, 9 luni de zile în acest parteneriat și am fost deschiși. Am zis că e important să tragem după noi expertiza pe care o și să o implementăm cât de repede putem în zonele educației. Sigur că nu rezolvăm totul dintr-o dată. Important este ca soluțiile pe care le propunem să fie benefice și să fie pozitive pentru întreaga comunitate. Și trebuie să cultivăm acest lucru mai departe. Da, într-adevăr, unul dintre poate lucrurile cele mai importante pe care eu le consider este exact această colaborare pe care o avem, cum zicem noi, public-privat, dar eu nu o văd așa, eu văd o colaborare între niște organizații care își doresc ca lucrurile să funcționeze cu responsabilitate, pot să spun așa, fiindcă putem să zicem că aproape cu toții, chiar și poate cu excepția, nu știu, a dumneavoastră sau a celor colegilor doctori de la DSP, toți facem acest lucru voluntar și sunt convinsă că și pentru cei pentru care poate acest lucru este o sarcină de lucru, faptul că o fac bine și că își dau silința și că stau până seara târziu ca să o fac, este tot fiindcă o fac voluntar și fiindcă își doresc ca lucrurile să meargă bine. Iar acest fapt că lucrurile se doresc să meargă bine se numește un fel de responsabilitate socială. Mihai Lisețchi, dacă vrei să ne spui
Care a fost, să zicem așa, motorul la anticovid și de ce se implică și acum? Am discutat de-a lungul verii, am făcut training-uri, după aceea am pregătit un ghid să ajutăm școlile să se pregătească pentru începerea anului școlar. Am discutat planurile cadru pentru învățământul liceal în ultimele săptămâni. Acum discutăm despre acest lucru, iar săptămâna viitoare vom discuta inclusiv modul de validare și de acreditare, să zicem, a școlilor în învățământul preuniversitar, împreună cu platforma anti-COVID. Mihai, te rog. Păi, răspunsul a fost formulat în întrebare, ca să spun așa. Eu ți-am amintit numai, de să nu uit. Acreditarea socială este varianta super succintă, dar în același timp oareșcum criptică. Pentru că acest termen, destul de răspândit la ora actuală, făcând însă diferența între ce spune teoria și practica la nivel social, este motorul, da? Intervențiilor pe care noi împreună cu nenumărate organizații publice sau private, non-profit, respectiv împreună cu o masă mare de voluntari, experți, ne-am asumat să le coagulăm atunci când existând o stare de urgență, deci comunitatea locală fiind într-o formă de presiune care punea grupuri defavorizate într-o situație cât se poate de neferită, și am simțit nevoie atunci să ne adunăm în cadrul acestei platforme. Da? Deci platforma a apărut ca o reacție a comunității sau, dacă vreți, ca reacția unor exponenți ai comunității care a trecut de granițele naturii juridice a diverselor tipuri de instituții sau organizații și a permis un demers comun. Și din acest punct de vedere, continuarea pandemiei, evident cu diversele ei etape, a făcut ca și platforma anti-COVID să continue să existe, dezvoltând instrumente specifice, fie că vorbim de indexul anti-COVID în care încercăm să măsurăm periodic prioritățile comunității, fie că vorbim de coagularea unor grupuri suport, GLEU, grupul de lucru pentru educație, deja menționat aici de vreo două ori, reprezintă probabil cel mai vizibil dintre aceste grupuri. Gândul nostru în cadrul acestui grup a fost să creăm contextul în care actori relevanți, fie că erau încă o dată instituții publice, fie că sunt instituții publice sau ONG-uri sau experți sau, în general, părțile interesate, stakeholderii, ca să vorbesc în limbaj antreprenorial, se pot reuni și își pot calibra eforturile în așa fel încât să creeze un efect combinat. Eram tentat să spun sinergie, dar probabil că folosesc deja prea multe cuvinte din astea rare. Ideea este că acționând împreună, 1 plus 1 dă mai mult decât 2. Creăm mai mult impact. Și din acest punct de vedere, povestea pe care eu încerc să o spun nu vizează atât istoricul nostru ca grup, ci ideea de a replica asemenea demersuri la nivelul comunităților locale, la nivelul, dacă vreți, fiecarei școli. Fiecare școală în parte poate să-și creeze o asemenea comunitate de acțiune în raport cu mediul în care acționează, în raport cu părțile interesate de acolo. Și ideea de colaborare, nici mie nu-mi place parteneriatul public-privat foarte tare ca expresie, pentru că cumva ne diferențiază. Mai degrabă prefer forme organizaționale care incorporează demersuri sub formă de campanie sau chiar de o manieră mai continuată. Dar una peste alta, cheia, dacă vreți, succesului nostru ca membri ai comunității înseamnă colaborare. Și cu acest argument aș vrea să-mi închei mica mea plădoarie pentru acțiunea comună. Și, într-adevăr, această colaborare este secretul pentru care poate lucrurile încep să meargă cumva. Dar mai întâi am să-l rog pe, și mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru asta, pentru că de multe ori ne-ai creat cadrul ca să putem să ne exprimăm cât se poate de liber. Am să-l rog acum pe domnul inspector școlar județean adjunct. Vreau să vă reamintesc tuturor că puteți adresați întrebări în Q&A. Le vom prelua imediat și vom începe să răspundem la ele pe rând și în scris și cu audio.
Și de asemenea, dacă sunt părinți sau alți profesori sau directori sau reprezentanți al altor școli din alte județe decât județul Timiș sau chiar și din județul Timiș, care doresc să aibă intervenție, pe lângă faptul că pot să adreseze o întrebare sau un comentariu pe care noi îl vom prelua și îl vom transmite, vă rog să ne scrieți acest lucru în chat și am să vă permit să faceți acest comentariu sau observații direct în live, fiindcă dorim ca acest webinar să fie foarte interactiv și să discutăm și să încercăm să răspundem la întrebările și problemele pe care le au școlile, părinții, copiii. Cosmin, pe scurt, doar în două minute, care sunt scenariile de funcționare și cum s-au aplicat ele? Da, bună seara încă o dată. La nivel de județ Timiș avem toate cele trei tipuri de scenarii, încă de la început, de săptămâna trecută și săptămâna aceasta de asemenea. Scenariul 1, ce presupune prezența fizică a tuturor elevilor la școală. Scenariul 2, ce presupune prezența fizică a preșcolarilor, elevilor de grădiniță, respectiv claselor primare și claselor terminale. Iar scenariul 3 este scenariul în care prezența fizică este pentru cei de la grădinițe și clasele primare. Mai au apărut încă de la început și situații mai aparte ce presupune carantina. Carantina unei localități, carantinarea unei localități transferă învățământul într-un învățământ online în localitatea respectivă. După cum știți, de ieri avem patru localități care au intrat în carantină și astfel s-au transferat toate activitățile didactice în online, la nivel de județ Timiș. Mulțumesc. Da, într-adevăr, această problemă a carantinării bruște cred că este una dintre cele mai mari probleme care pot să apare logistic, să zicem, măcar din punct de vedere al școlilor și poate că ar fi bine să și comentăm un piculeț această poziție. Nu știu, Marin, Cosmin sau oricare dintre dumneavoastră, dintre reprezentanții de la Direcția de Sănătate Publică, atunci când se întâmplă o carantină bruscă, care a fost anunțată, cum a fost anunțată aceasta, dacă bine ține minte, duminică sau nici nu știu, luni, de luni în funcție pentru peste două zile, peste o zi. Ce se întâmplă? Cum funcționăm atunci? Nu, a fost chiar ieri în Comitetul Județean Situații de Urgență, s-a stabilit, ce scuze, ca pentru începând cu ora 0 azi noapte, cele patru localități din Timiș, Dumbrăvița, Nischi, Dorșanda și Șalc să intre în carantină. Sigur, Inspectoratul Școlar este membru în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. O astfel de analiză și o astfel de hotărâre se ia în baza unei analize transmise live de către Direcția de Sănătate Publică, de către instituții care se ocupă de ordine, de pază, de tot ceea ce înseamnă circulația mărfurilor și a oamenilor în aceste localități și în baza unei acestei analize se ia o decizie. Decizia, sigur, vizează sănătatea publică în acele comunități și modul în care se gestionează acest aspect astfel încât virusul să rămână undeva localizat acolo și dacă se poate izolat și să nu se extindă în alte localități. Dintr-o perspectivă a educației, lucrurile sunt foarte clare în ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Este prevăzut că în momentul când se intră în carantină, automat și unitatea de învățământ cu toate activitățile trece în modul online. Toate activitățile dacă se desfășoară online, indiferent dacă a fost pe verde, pe galben sau pe roșu ca și scenariu. Cu alte cuvinte, sigur, la prima vedere este neplăcut, dar într-o perspectivă a comunității, a sănătății comunității, trebuie să fim vigilenți. Și cred că o soluție, spunem, neapărat extremă, dar ultima soluție din perspectiva regulilor sau a impunerii respectivelor reguli în comunitățile din care provin. Sigur că aici nu vreau să intru în detalii și nu vreau să detaliem vis-a-vis de identificarea persoanelor, după ce se monitorizează domiciliu din buletin, unde stau și așa mai departe. Chestiunile astea sunt deja rafinate și puse la
la un microscop de către Direcția Sănătate Publică și de celelalte instituții care sunt în măsură să realizeze acest lucru. Da, uite, am o întrebare chiar aici venită și pe care și eu vroiam cumva să o pun. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă ăstea vorbim mai ales de Dumbrăvița și de Șac, să zicem, care sunt localități și le întreb și pe doamna director, ajung de la Direcția de Sănătate Publică în acest caz, de exemplu, ce se întâmplă sau poate, Marin, tu poți. Ce se întâmplă dacă ai copii care merg la școală în Timișoara și tu ești într-o localitate carantinată? Ok, poți să ieși. Unitatea de învățământ de care aparține elevul din Timișoara îi va, ori în baza carnetului de elev, dacă există vizat la zi, ori în baza unei adeverințe pe care s-ar putea să nu fie gata carnet de elev, cine știe, sunt diverse situații pe care o are elevul atunci când este oprit la un astfel de control, se arată adeverința și face dovada că merge la școală în Timișoara. Și atunci sigur că poate să meargă acolo. Știm pentru că sunt localități de lângă Timișoara în care foarte mulți timișoreni cu domiciliu în Timișoara locuiesc și aduc proprii copii la școli în Timișoara. Și este o întrebare pertinentă, da, carnetul de elev sau adeverință de la școală că este elev la o școală în Timișoara. Și există această posibilitate, dar vorbim de Timișoara și vorbim evident de grădinițe și de învățământul primar. Dar este vorba de învățământul primar aici, că mă gândesc că nu ar chinui un copil să-l aducă în Timișoara, țin cont că în aceste localități există grădinițe și există grădinițe foarte bune. Da, de obicei e vorba de învățământul gimnazial sau chiar liceal, dar în cazul acesta, în Timișoara, acestea nu desfășoară activități față în față. Exact, exact. Dar de învățământul primar sunt mulți părinți care s-au mutat mai târziu, n-au mai vrut să mai scoată copilul dintr-o anumită clasă unde el s-a obișnuit, să zicem, într-un anumit timp. Sau sunt copii, cum este cazul lui Oana, fiindcă Oana Romoce e aici alături de noi, care au copii la Colegiul Ion Vidu, deci la clase speciale, la licee, care nu se regăsesc altundeva decât în Timișoara, chiar dacă este de învățământ primar copilul respectiv. Acum vreau să le întreb pe doamna conferențiară Fira Mlădinescu-Codruța să-mi spuneți, vă rog foarte mult, ce politici a aplicat DSP Timiș pentru a putea facilita această, să zicem, activitate de întoarcere la școală în Timișoara, dar și cu perspectiva acestor localități carantinate care sunt în jurul Timișoarei, de fapt. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să constat că există un interes major pentru această problemă care de aproape un an de zile practic ne ocupă existența și nu atât din punctul acesta de vedere, ci al rezultatelor mai puțin plăcute și a evenimentelor mai puțin plăcute care sunt consecința acestei pandemii. O pandemie care, de fapt, un virus, de fapt, cu care trebuie să ne obișnuim până la urmă și să învățăm să conviețuim cu acest virus și cu regulile pe care, din nefericire, constat că încă nu le-am asimilat așa cum ar trebui. Încă avem probleme în ceea ce privește cele trei reguli fundamentale. Poate devine plictisitor să le tot repetăm, dar din păcate constatăm că avem minusuri în această privință. Deci, haideți să reamintim care sunt pe scurt aceste reguli care trebuie obligatoriu respectate, indiferent că ești copil de grădiniță, de școală primară sau părinte. Sau profesor. Da, din punct de vedere epidemiologic, aici e vorba de acel lanț epidemiologic care trebuie întrerupt și contactul dintre persoane, de fapt, duce la creșterea riscului de apariția îmbolnăvirii. Și atunci, purtarea măștii, purtarea corectă a măștii, deci aici este o problemă cu, în acest sens, de a schimba masca, de a nu umbla tot timpul cu mâna pe mască, să o pui în buzunar pe masă, apoi iarăși să o folosești.
apoi menținerea distanței fizice și igiena suprafețelor și a mâinilor. Sunt niște lucruri pe care le considerăm elementare și nu încetăm să le repetăm, chiar dacă de multe ori constatăm că aceste aspecte devin, eu știu, redundante și plictisesc. Totuși sunt cele de bază. Până când nu vom reuși să acoperim cu vaccin mai mult de 60% din populație, și acest lucru nu este, eu știu, viitorul foarte apropiat, da? Dacă te-am pus în, avem un target până în septembrie să avem această acoperire vaccinală, până atunci trebuie să fii precaut și să respectăm aceste reguli. În ceea ce privește localitățile periurbane din jurul municipiului Timișoara și aceste în legătură cu carantinarea acestora, decizia nu a fost luată foarte rapid. Noi de o lună de zile tot monitorizăm această situație și am amânat, am avut și alte localități, să știți, pe care am fi putut pe baza incidenței să propunem carantinarea, totuși am aplicat anumite măsuri și incidența a scăzut. În cazul acestor localități nu am înregistrat aceste rezultate. Noi avem o metodologie după care facem această analiză, este un punctaj care se acordă și acest trend ascendent pe 14 zile, pe 7 zile, care a fost înregistrat în aceste localități, au fost teritoriu pentru carantinarea lor. Carantinarea, mă rog, e mult spus, cred că, carantinare, pentru că este vorba de o restricționare a deplasării, de fapt. Pentru că o carantină clasică ar presupune că nimeni nu... Închiderea completă. Da, închiderea completă. Dar vorbim numai de o restricționare a deplasărilor, care până la urmă s-au dovedit a fi eficiente până acum pe localitățile care deja au fost carantinate. Suntem totuși în perioada în care este o creștere a incidenței. Pe de o parte, noi testăm foarte mult și vă spun foarte bine. Datele pe care le-am văzut astăzi în raportări, suntem pe primul loc după București la testare, avem aproape 3.000 de teste pe zi, următorul județ era la 1.400 de teste astăzi. Normal că dacă ai un număr mare de teste, atunci și numărul de cazuri crește. Este o politică foarte bună, deci de a crește numărul de testări și de a identifica, de adevăr, cazurile. Eu, ca și cercetător și ca și pot să zic om de știință, susțin cu tărie că este doar furatul căciulii, ca să zicem pe românește, faptul că nu testez ca să deschiz poarta, trebuie testat cât mai mult. Întrebarea pe care cumva o am și faptul că a crescut acest număr de cazuri, bineînțeles, e și fiindcă testăm, dar nu aici e soluția. Înseamnă că el există, că am putea să testăm pe toată lumea, dacă nu ar exista cazuri, n-ar fi pozitive. Deci logica este foarte limpede aici. Câți dintre cei testați recent sunt cadre didactice sau școlari? Deci dacă există vreo legătură, să zicem, cu deschiderea școlii sau cu vacanța, cum s-a mai... Nu putem să facem o legătură cu deschiderea școlii. Vă dați seama că avem o săptămână, da, și două zile în acest sens, trei zile, dar a trebuit să fie după 14 zile o perioada respectivă în care să avem o creștere a cazurilor pe care s-o punem în relație cu contactul de la școală. Deci mai degrabă cu vacanța și cu stilul nostru, de fapt, de viață, pentru că oamenii deja vor să revină la normalitate și, din păcate, acest lucru nu se poate. Ne întâlnim cu prietenii acasă, nu? Avem o cafea împreună, se mai întâmplă, nu?
din anchetele epidemiologice constatăm acest lucru, se fumează o țigară în pauză și atunci există acest contact direct, care duce la creșterea numărului de cazuri. Relaxarea, măsurile de relaxare, într-adevăr, simțim nevoia de a schimba ceva față de lunile anterioare, dar nu este momentul. Trebuie să înțelegem acest lucru, că măsurile de relaxare, într-adevăr, sunt așteptate, dar nu în această perioadă. Într-adevăr, este lucru poate cel mai important acum să nu ne relaxăm, să continuăm să fim foarte, foarte vigilenți și pentru aceasta, cumva, pe lângă testare, s-a tot discutat și s-a tot vorbit și poate aici doamna Grațiana Ticin, îmi cer scuze, ne poate ajuta și dânsa cu o opinie sau cu o părere. S-a tot vorbit despre acea testare rapidă care se va întâmpla în școli. Ea se întâmplă, nu se întâmplă, de ce e nevoie ca să se întâmple? Poate că am putea să știm mult mai repede și mult mai bine dacă intră în contact în școală cadre didactice sau copii care sunt, să zicem, suspecți măcar. Și ce s-ar putea face în acel moment? Da, bună seara! Sigur că testarea este în ajutorul nostru și acele teste rapide sunt foarte bune și eficiente pentru că, în primul rând, dau sensibilitate, specificitate foarte bună. Și în al doilea rând îți dau rezultate foarte rapid, în 15 minute. N-ai nevoie de tehnică specială. Sigur, recoltarea este importantă să se facă de către un cadru medical. În rest, se lucrează foarte ușor. Testele au fost repartizate la școli. Deci, acum, sigur că mai rămâne problema logisticii din punct de vedere al resurselor umane și al locațiilor unde se pot face testările. Școlile care au cabinete medicale sunt rezolvate. Ideea este că aceste teste vor fi folosite în sprijinul identificării, mai ales în cazul când apar cazurile pozitive, testarea colegilor sau testarea profesorilor care sunt în contact cu un caz pozitiv. Și din punct de vedere epidemiologic, de ce ne ajută acest lucru? Tocmai în ideea de a lua măsuri foarte rapide. La un test PCR, până obții rezultatul, clar că durează puțin mai mult până reușim să trimitem pe persoana în izolare, să facem anchetele epidemiologice. Aceste teste rapide sunt recunoscute ca și diagnostic pozitiv de confirmare și, drept urmare, avem și posibilitatea să acționăm mult mai rapid asupra surselor, adică să îi izolăm pe cei bolnavi, să facem repede anchetele și să aplicăm scenariile potrivite pentru școli. Deci este foarte bine că s-au primit aceste teste. Urmează doar partea de logistică să fie puse la punct. Și se întâmplă această testare? Deja se întâmplă, sigur. Și au existat, nu știu, școli, clase care s-au închis imediat datorită faptului că a fost descoperit un copil sau un cadru didactic cu un test rapid? Da, cred că poate să vă confirme. Și... Da. Pot să confirm eu acest lucru. E vorba de chiar la școala din Gătaia. Săptămâna trecută a fost identificat un elev de clasa a 12-a, avea simptome, i s-a făcut testul rapid, a ieșit pozitiv, ceilalți elevi din clasă au fost testați și ei rapid cu testele antigen și profesorii care au intrat la clasă și s-a constatat că numai acel elev era care avea simptome, avea COVID și a fost trimis acasă. Deci am avut, e o metodă rapidă, eficiența ei sigur este, ține de reacția rapidă a comunității educaționale pentru a nu se extinde infecția la nivelul comunității educaționale. Mai departe, sigur că familia a fost anunțată, au intrat pe o altă cale astfel încât să diminueze din efectele de transmitere și de asemenea elevul să se sănătoșească. Da, într-adevăr, dumneavoastră ați mai și răspuns aici în chat că era o întrebare dacă copiii se reîntorc la școală de la doamna Maria Burcu, dacă sunt obligați să facă vaccinul anticovid. Răspunsul dumneavoastră, domnule inspector general, a fost că nu. Nimeni nu e obligat să facă un vaccin. Nu, dar încă nu sunt, la momentul ăsta nu sunt prevăzute, procedură neapărat strategia de a se vaccina elevii, copiii, pentru că ei transmit mult mai, se îmbolnăvesc mai foarte repede și
nu mai tendința asta de a transmite, încercăm să o diminuăm, pentru că se întorc în familii și e important ca ei să vină sănătoși la școală, pentru că dacă e un mediu educațional sănătos, cu siguranță și familiile sunt sănătoase. Da, eu sunt... Scuză-mă, dar sunt... Zi, okay. Scuză-mă, Marie, te rog, continuă. Nu, spuneam că au fost la nivelul județului Timiș repartizate 40.000 de teste, 33.000 de teste deja au fost distribuite unităților de învățământ, preponderent spre zona urbană unde avem cabinete școlare, și aș vrea să punctez aici o problemă identificată nu neapărat la nivelul județului Timiș, ci în toată țara, și anume aceea legată de lipsa cabinetelor școlare în mediul rural, și acolo avem o problemă din această perspectivă a competențelor sau persoanelor competente să aplice un astfel de test, dar încet încercăm să găsim soluții împreună cu DSP-ul, cu autoritățile publice locale, de la medici școlari sau asistenți medicali, medici de medicina familiei, asistenți care lucrează în aceste cabinete, asistenți medical comunitar, chiar și farmacist dintr-o comunitate rurală poate să aplice un astfel de test. Există o reticență vis-a-vis de a aplica testele acestea și s-am rămas surprins chiar din partea asistentelor sau medicilor, apropo de faptul că nu știu să aplice un test antigen. Fie-mi scuzată intervenția, dar vreau să spun că e o chestiune care ține undeva de competențele medicale. Chiar dacă și noi și tu, Diana, putem să aplicăm un test liniștit de acest tip. Adică, mă rog, nu aș zice că reticență și nici orgolii. A spune că e o chestiune de tipul acela de care eu am vorbit la început, și anume respectul față de membrii comunității. Da? Dacă știm să facem acest lucru, nu văd de ce n-am putea să-l facem. Apropo de aplica un test rapid antigen elevilor de către un personal medical calificat. Da? Nu putem să spunem că un personal medical, chiar dacă este o asistentă medicală până la un medic, nu poate să aplice un astfel de test. Am întâlnit astfel de situații într-o comunitate din Timiș. Da. Din mediul rural și am rămas surprins vis-a-vis de această reacție. Și sigur, da, nu mai intru în detalii, dar m-am rămas surprins neplăcut. Așa este și cred că într-adevăr este foarte neplăcut când se întâmplă acest lucru. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră. Este cât profesori sunt la ora actuală vaccinați? Domnule, să vă spun eu cât sunt vaccinați. Fiindcă e o întrebare care tot apare peste tot. Vor profesori să se vaccineze sau nu vor? Eu știu că vor, sau cel puțin în Politehnica din Timișoara vor. Și au și reușit mulți dintre ei. La nivelul județului Timiș, în acest moment, între 53 și 55% din totalul personalului din învățământ, asta înseamnă cadre didactice, persoane didactice sau didactic auxiliar, sunt înscriși pe platformă. Da, asta înseamnă că și-au dorit să se vaccineze. Dintre aceștia, un număr de 70% sunt înscriși și din totalul celor înscriși, un procent de 30% sunt vaccinați. Sigur, procentual lucrurile nu spun foarte multe. Dintr-o perspectivă a județului Timiș, care este un județ de categoria, adică mare din perspectiva resurselor umane, avem vaccinați undeva puțin peste 1000 de cadre didactice. Trendul este crescător pentru că au venit și stocurile, acum fluxurile funcționează foarte bine. Există de la 1 martie vor fi fluxuri dedicate pentru cadre didactice în spațiile ale caselor corpului didactic, acolo unde este posibil, sau în unități de învățământ care le pun la dispoziție cu acordul și avizul DSP-ului, și în județul Timiș vom dezvolta un astfel de centru la Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu vis-a-vis de DSP, unde se găsește și CCD-ul în căminul internat al acestui liceu. Undeva facem pași rapizi, pentru că în 2 săptămâni am vrea ca toți cei care și-au dorit să se vaccineze să realizeze acest lucru. Da, este de remarcat această dorință și această organizare și sper să se și întâmple. Acum aș vrea puțin să încercăm să ne mutăm, să zicem așa, cu discuția mai mult în zona învățământului primar și a grădinițelor chiar. Avem și o întrebare de la doamna Adriana Ana Ciumedian, în care ne zice că copiii cu probleme de sănătate și nu pot să meargă fizic la școală, care sunt de clasa 1 și clasa 4,
cum pot să aibă acces la informație de bună calitate în condițiile în care clasa dispune doar de un laptop și doamna învățătoare nu poate să stea special doar la catedră să se poată face auzită perfect. Mai mult de atât, exercițiile de la tablă nu se văd. Ce se poate face sau care este procedura corectă ca elevul să nu mai piardă orele când ai 2 sau 3 copii într-o clasă care nu pot să vină la școală și trebuie să te ocupi și de cei mai mulți care sunt în clasă și și de ceilalți. Am să mă întreb de această dată, poate către doamna Anda Ursulescu-Lungu, care este, să zicem, vine direct din învățământul primar de la școala gimnazială numărul 3 Lugo, să ne spună până seara, să ne zici că care sunt soluțiile sau ce se poate face. Să știți că problema ridicată de colega noastră, mămică sau cadru didactic, nu știu ce este, nu este singulară. Avem și noi cereri de la părinți care doresc din diferite motive, sigur obiective, școlarizarea la domiciliu în continuare online. Cred că momentan suntem într-un vid pentru că alt tip de educație nu li se poate furniza. Colegii mei, ceea ce fac suplimentar, este ca la finalul orelor de curs învățătorii, toată materia predată, tot ce se predă, toate materialele, toate exercițiile să fie încărcate din nou pe platforma Classroom pentru a le facilita elevilor accesul la educație. Alt efort nu cred că se poate face, pentru că așa cum spunem, noi avem în clasă 20, 25, 27, chiar 28 de elevi care sunt în clasă fizic și cărora trebuie să le acordăm toată atenția, mai ales după această lungă perioadă de stat acasă. Ei bine, în afară de lucru personalizat după curs cu acel copil, nu se poate face altceva din punctul nostru de vedere. Deci este singura soluție pe care am identificat-o, reluarea materialelor pe Classroom și sigur în discuții personalizate cu elevul, tot așa pe Meet, mă gândesc că se întâlnesc pentru a fixa materia. Cel puțin din punctul nostru de vedere, poate sunt colegi care au găsit alte soluții și am fi bucuroși să le aflăm și sigur să le punem în aplicare. Da, haideți să vedem dacă sunt alte soluții sau alte idei pe aici. Au fost scenariile acelea care le-a creat și grupul anti-COVID la începutul anului școlar, în care se făcea hibrid, în care o cameră trebuia să filmeze tabla și restul să se ocupe în clasă, dar într-adevăr sunt greu de aplicat când ai un singur laptop, deci îți trebuie două dispozitive în acea clasă. Poate găsim soluții să fie două dispozitive în clasele acestea, dar încep să mă gândesc că sunt, cred că, peste tot în clase din acestea. Este o mămică în cazul acesta. Haideți să permiteți, da, eu nu te știu rog, dacă Marius. Este din județul Timiș, putem să rezolvăm problema. Nu știu dacă e din Timiș mămica, adică poate să-mi scrie sau să scrieți e Diana și apoi să-mi transmiți unitatea de învățământ, ideea de a de a discuta cu directorul dacă are sau nu are, ci de a găsi soluții, asta este important, pentru că să spunem că este un caz da, nici fericit, nici nefericit, dar avem și cazul care sunt sigură că se întâmplă des. Aveți situații în care nu avem internet sau nu au, echipamente, majoritatea elevilor au, nu contează acum, din ce mediu rural, urban, dar mai important este problema cu internetul, s-ar putea să fie, pentru că nu e același semnal peste tot. La nivelul unităților de învățământ, majoritatea asta înseamnă 99% sunt dotate cu camere de luat vederi, cu laptopuri, chiar inspiratul școlar a distribuit săptămâna trecută 300 de laptopuri numai în mediul rural, la 50 ceva de localități, special pentru a preda din clase acolo unde este nevoie. De asta, eu cred că, sigur, soluția este undeva la nivelul managementului, adică de a identifica soluții, astfel încât mesajul care îl transmit și în schimbul de informații și cunoștințe să fie optim, pentru că nici elevul nu poate să asimileze neavând de unde să obțină cunoștințele necesare, nici transmisia nu este cea mai potrivită. Am înțeles din întrebare că nu se aude prea bine, nu sonorul și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie reglate. E adevărat că trebuie să recunoaștem că în zona rurală mai ales este o lipsă de resurse umane și mă refer aici la informaticieni. Dar asta nu scuză cu nimic managementul de a identifica soluții acolo.
Adică toate soluțiile trebuie să se focuseze pe profesor și pe elev. Tot ceea ce înseamnă resursa aici trebuie să se ducă în acest moment. Da? Corect, și aici sunt de acord și avem una, deci mă bucur că uneori ideile care vin mie îmi vin și încet, și așa că nu mai trebuie să le spun doar eu. Doamna Camelia Chiliban spune acest lucru, care era și soluția pe care vreau eu cumva să o propun, că oare n-ar fi bine ca pentru copiii care nu pot veni la școală să se formeze clase online, la care să predea dascălii care nu sunt în această situație, sau niște dascăli suplinitori, sau cât în paralel să se întâmple acest lucru. Că mă gândesc că dacă sunt 2 sau 3 copii într-o clasă, cu 2 sau 3 copii dintr-o altă clasă, până în 10 copii sau 8 copii, poate să fie un învățător sau un alt profesor, un alt cadru didactic care să predea exact același lucru, aceleași discipline, în paralel la o clasă doar online, organizată okay, de acea școală. Am înțeles. Să nu uităm că dascălul este un salariat al unității de învățământ și ca atare predau ceilalți, dar nicio problemă. Dar ce face dascălul care ar trebui să predea la clasă? El este remunerat, el are o fișă postului, el are un job. Ce facem cu el? El continuă să predea la cei care sunt în clasă. Dacă îmi permiteți, e foarte greu să faci aceste clase comune, pentru că fiecare clasă, noi ca dascăl știm asta, are particularitățile ei. Fiecare clasă are un ritm, fiecare clasă are un nivel. E foarte greu ca profesor extern, care nu predai la clasă, să găsești acest numitor comun pentru a împăca copii veniți din clase diferite, din medii diferite, cu un nivel de pregătire diferit. Cred că soluția propusă de doamna Chiliban nu se poate aplica din punctul meu de vedere. Eu nu cred că aș putea să reunesc elevi din, cum spuneți dumneavoastră, 5 clase și să predau materia corespunzătoare, pentru că nu știu absolut nimic despre copiii aceia. Trebuie făcut o evaluare, trebuie găsit nivelul, trebuie cu fiecare lucrat individual. Totuși, soluția rămâne lucrul individual, în afara orelor de curs, ca și un efort suplimentar al colegilor care predau la aceste clase online, pentru a parcurge materia. Da, așa ce asta este adevărat. Dacă permiteți, sigur că nu agreem învățământul hibrid, da, așa cum am zis, adică jumătate acasă, jumătate la școală, dar aici avem o situație excepțională și cred că avem cred că sunt multe din acestea. Cum? Cred că sunt multe din acestea. Nu cred că, cred că în aproape toate clasele există unul sau doi copii care nu pot să vină la școală. De acord, exact. Dar repet, soluția tehnică este foarte importantă, pentru că dacă avem o soluție tehnică, echipamente de calitate, camere de luat vederi, microfon bun, cu siguranță se poate preda și din casă, din clasă către acasă, și de asemenea și elevilor din clasă. Asta este soluția. În acest moment alta nu văd, pentru că doamna profesoară a explicat foarte bine ce înseamnă o clasă și cum gestionezi o clasă, da? Din perspectiva tot ceea ce vreți. Relația cu profesorul, modul în care transmit cunoștințele, ar putea să nu reacționeze la fel cum reacționează la o învățătoare pe care o cunoaște foarte bine. Ideea este că educația o vedem acum dintr-o perspectivă foarte clară. Nu mai a transmite cunoștințe. Nu e numai asta. Sunt foarte multe componente aici când vorbim de a preda. Mai ales la grădiniță și la învățământul primar. Exact. Aici eu cred că un rol fac... Da, vă rog. Vă rog. Vă pot relata din experiența organizării din toamnă a claselor, când la o anumită școală s-a propus acest sistem de a face o clasă cu copii care să fie alocați unei alte învățătoare și părinții nu au agreat acest lucru. Da, într-adevăr, cred că poate să fie foarte greu și ați rostit cuvântul magic, care chiar vreau și eu să-l spun, că de fapt aici au un aport foarte important la părinții. Dacă ei se pot implica, încât cum a dat și doamna Ursulescu exemplu, ca
cei care nu pot să participe să fie sprijiniți acasă sau să li se facă special după aceea din nou de către cadrul didactic ca un efort suplimentar ora sau să se implice părinții. Oana Romocea, cum se pot implica părinții? Și tu ești părinte, dar și, să zicem așa, faci foarte multe pentru educație din punct de vedere al unui ONG. Cum le împaci pe amândouă și care, cum vezi tu lucrurile? Ca să-ți spun răspunsul scurt, foarte greu, foarte greu, pentru că în primul rând, cred că și părinții, la fel cum și cadrele didactice, au fost supra-solicitați în această perioadă. Cred că ne-a fost greu la toți, dar cel mai important e, așa cum seria de webinarii pe care tu, Diana, le conduci, au sloganul împreună, cred că doar împreună putem trece peste această perioadă. Sincer, din martie 2020 am făcut atâta homeschooling cât am făcut în viața mea, pentru că a trebuit cumva să suplinez, să înlocuiesc prezența fizică a profesorului în viața copiilor mei. A fost un efort dublu pentru mine, având în vedere că, așa cum ai spus, sunt implicată și în alte proiecte de educație și cred că soluția cel mai simplu ar fi să ne concentrăm, să fim pozitivi, să mergem mai departe și să ne concentrăm pe soluții. De foarte multe ori dăm înapoi pentru că e mai ușor să spunem că e greu și din cauza asta cumva nu găsim soluții. Dar cred că soluția la orice problemă, chiar și uitați cele care s-au ridicat în acest webinar, este poate mai la îndemână decât credem noi, atâta timp cât noi suntem deschiși. În cazul profesorilor, îmi pare, am simțit cu ei anul trecut când au fost aruncați într-un scenariu de predare online fără a fi pregătiți 100% pentru acest scenariu. N-au avut conținut digital la îndemână, nu au avut suport tehnic la îndemână, dar pentru cei care s-au mobilizat și au fost foarte mulți profesori care s-au mobilizat, cred că este foarte lăudabil efortul lor. Eu să-mi pun cealaltă pălărie de ONG-ist, reprezint un ONG, se numește Romanian Science Festival și ne-am mobilizat și noi foarte repede să venim în întâmpinarea profesorilor anul trecut și continuăm eforturile noastre cu două inițiative online în care am creat o comunitate de foști absolvenți, să zic așa, și specialiști și cercetători români din străinătate care au mers direct la clasele online. Am avut o experiență absolut fenomenală să întâlnim profesori dedicați, profesori deschiși, copii curioși. Am avut, într-adevăr, am vizitat peste 100 de școli, am intrat în contact direct cu peste 1000 de elevi și am experimentat pe pielea noastră ce înseamnă educația online. Nu este un lucru ușor, dar este realizabil, atâta timp cât este bună voință și dorință din partea cadrelor didactice. Împreună cu cadrele didactice, feedback-ul pe care noi l-am primit din partea lor este într-adevăr o lipsă mare de conținut digital pentru educația online. Educația online nu este doar o replică sau o oglindă. Noi nu putem să facem ceea ce facem la clasă online. Nu are același efect. Și asta se vede foarte bine. Este alta dinamică pe ecran decât în față în față. Și cumva, cred că asta ar trebui să se înțeleagă mult mai bine. Pentru că din partea copiilor este foarte, foarte greu să îi ții alerți în fața ecranului o jumătate de zi cât îi ții la școală. Iar un alt aspect foarte important pe care aș vrea să-l ridic, se vorbește foarte mult de măsuri anti-COVID și cum să ne protejăm sănătatea împotriva virusului, dar cred că ne paște și nu pe noi, dar mai ales copiii noștri,
un pericol mult mai mare și anume este sănătatea mentală a copiilor noștri. Pentru că ei suferă foarte, foarte mult pentru că trebuie să stea online și nu au interacțiunea de grup pe care o au la școală. Și nu știu cum putem, împreună cu autoritățile, părinții, să creăm un cadru în care noi putem să-i ajutăm și să-i sprijinim. Mie mi s-a părut foarte interesant. Eu am trei copii, unul este de clasa a patra și a început semestrul al doilea, iar fetele sunt la liceu și ele tot online sunt de un an de zile. Ei, când l-am dus pe Robert, l-am pregătit de începerea școlii, a avut emoții. A avut emoții să intre din nou în colectivitate. Și am încercat să-l încurajez. Ei, în prima săptămână de școală, spre surprinderea mea, venea de la școală și le întrebam cum a fost la școală azi. Am avut o zi excelentă. Vine atât de bucuros de la școală și mi-am dat seama că, practic, această rutină cu școala i-a lipsit foarte mult. I-a lipsit foarte mult să meargă la școală, să se întâlnească cu colegii, interacțiunea cu învățătorul și cadrele didactice. Ei, copiii mai mari și în special adolescenții cred că suferă și ei foarte mult că trebuie să stea online. Și nu știu cum am putea să adresăm această... Se vorbește foarte puțin în contextul românesc despre sănătatea mentală a copiilor în pandemie. Dar cred că ar trebui și este un aspect foarte important care trebuie adresat. Da, și cred că ai punctat foarte bine acest lucru cu sănătatea mentală și cred că, de fapt, ar trebui să putem să vedem cum putem să colaborăm și din această perspectivă, fiindcă noi ne-am preocupat foarte mult să existe echipamente în școli, să existe conținut, să-i trainuim pe profesor să știe să se ocupe digital de ei și nu ne-am prea preocupat de ceea ce, să zicem așa, mindfulness, într-un cuvânt mai britanic sau mai american din acest punct de vedere. Am o întrebare pentru tine, Oana, fiindcă știu că nu e ușor și tu ai vârste foarte diferite la copii, cum ai zis, clasa a patra și liceu. Cum e o zi din viața ta ca și părinte de copil de învățământ primar și de liceu, care chiar sau unii dintre ei nu mai au mult până la examene și evaluări, că vom vorbi despre acestea și în curând? Zilele sunt foarte pline și internetul este supra-solicitat. Fiecare ne alegem un colț al casei în care ne creăm biroul nostru pentru a intra online. Dar ce pot să spun? Eu de multe ori mă simt ca un radio care lucrează, care cumva emite pe mai multe frecvențe în același timp. E greu și abia aștept să intrăm din nou într-o normalitate, dar oricare ar fi ea, adică copiii au nevoie de să se întoarcă înapoi la școală. Dar cred că din toată experiența asta, dacă noi am putea rămâne cu ceva și anume să mergem mai departe cu lecțiile învățate din această pandemie, să nu ne întoarcem la ce a fost înainte. Învățământul, cred că cumva pandemia ne-a forțat să ne modernizăm un pic, să adaptăm alte metode de predare, să ieșim un pic din linie și cred că dacă avem curajul să mergem împreună, părinți și cadre didactice și să implementăm lucrurile bune pe care le-am învățat în pandemie, chiar și atunci când ne vom reîntoarce cu toții la școală, cred că vom avea toți de câștigat. La urma urmei, am simțit cel mai bine că acel contract educațional pe care îl semnesc ca părinte la începutul unui ciclu de studii, și a intrat în vigoare în pandemie, pentru că actul educațional în pandemie a fost într-adevăr un tandem între părinți și cadre didactice. Da, și acest tandem de fapt ar trebui să continue să fie cel care ar trebui să definească educația. Și acum am să încerc să revin așa cumva la Timișoara și să vedem
Ce se întâmplă într-un liceu, cum e Colegiul Național Bănățean, avem aici alături de noi pe doamna director adjunct Cristina Escher, într-un care are și grădiniță, și școală primară, și liceu, și gimnaziu. Adică, în acest moment, acoperă toată paleta de modele educaționale posibile și cu toate structurile existente. Cum e o zi în Colegiul Bănățean? Bună seara! Grădiniță nu mai avem, am avut-o, dar nu o mai avem în structura noastră. În schimb, avem toate celelalte clase, de la clasa pregătitoare până la clasa 12-a. Personal pot să vă spun că școala a înviat, acum de când au venit copiii. În toată perioada pandemiei, eu împreună cu alți colegi am fost la școală, am predat de acolo. A fost trist, am fost triști noi, au fost triști copiii. Dar cei mici acum încep să readucă voia bună pe coridoare. Așa, cu distanță, cu măștile, cu măsurile de siguranță, cu doamnele mereu lângă ei. Ceea ce ne lipsește, ne lipsește și ceilalți copii. Noi fiind o școală foarte mare, ar fi fost frumos dacă am fi putut să, mă rog, intrăm ușor, ușor într-o normalitate. Din păcate, fiind scenariul roșu, nu putem face lucrul acesta. Benefic ar fi fost pentru copiii de a 12-a și a 8-a, care susțin examenele naționale, să vină și ei la școală. Sperăm să scadă rata de incidență, să putem să-i aducem și pe ei și să continuăm actul didactic pe care l-am început. Mă rog, și în online și în continuare. Și, bineînțeles, să folosim ceea ce am învățat. Ce ați făcut în mod special ca să puteți să răspundeți la aceste nevoi? Am dotat toate sălile de clasă cu tehnica necesară. Ce pot să spun? Nu știu. Ne-am actualizat și noi ca și profesori și copiii până la urmă. Am instalat tot felul de aplicații, am început să ne jucăm cu ele. Am adaptat materia și materialele cerințelor și programei. Ne-am străduit cât de mult s-a putut să fim cât de cât la zi cu programa. Uneori s-a putut, alteori nu s-a putut realiza acest fapt. În schimb, eu personal merg foarte mult pe achiziția materiei și pe fixarea acesteia. Că mi mai scapă poate o bucățică mică, știu sigur că o voi recupera în timp. Acum, asta da, cred fi... că asta ar fi și cumva din punct de vedere al școlii, mai ales cum doamna Romocea a și pomenit că s-a simțit responsabilizată acum de contractul pe care îl are ca și părinte cu școala, cred că un punct foarte important a fost și cum ați comunicat atât cu elevii, cât și cu cadrele didactice, cât și cu părinții. Ce s-ar putea face în acest mod? Și poate o luăm și pe doamna Romocea în acest trio și pe doamna Ursulescu, care vorbește despre învățământul primar, și aș vrea să văd modele de cum ați comunicat și cum ați supraviețuit și cum continuați să comunicați, fiindcă asta nu s-a oprit, cu părinții, cu copiii, cu profesorii, în fiecare zi. Un lucru foarte bun din această pandemie a fost faptul că am avut un acces mai ușor la ședințele cu părinții. Atât noi ca și management, atât colegii ca și oră potrivită de a se conecta cu părinții, deoarece totul s-a desfășurat în online. Din punctul acesta de vedere, consider că pandemia ne-a adus un plus. Faptul că s-au putut organiza în online, faptul că au putut fi interactive întâlnirile, cum este și acest webinar de altfel, am putut răspunde majorității cerințelor și nevoilor părinților. Colegii diriginți și învățătoarele la fel ne-au putut comunica foarte ușor. Adică tehnica este un real ajutor, într-adevăr. Doamna Ursulescu. Să luăm categorie separat. În primul rând, colegii noștri profesorii. La noi, majoritatea orele s-au desfășurat din școală. Colegii noștri au preferat să folosească tehnica pusă la dispoziție de școală. Noi ne-am dotat școala încă din vacanța de vară cu tot ce înseamnă calculator, internet de mare viteză. Nu au existat niciun fel de lacune, camere performante. Deci au preferat să utilizeze resursele școlii, considerând că au tot materialul la dispoziție. Astfel, comunicarea noastră interumană a fost foarte facilă.
am ținut legătura în permanență. Categoria a doua sunt elevii. Elevii ne-au contactat pe tot ceea ce înseamnă social media. Telefoanele noastre cântau în permanență pe diferite tonuri și așa cum spunea și colega noastră, doamna Escher, ei sunt mult mai agili în a folosi aceste canale de comunicare, astfel încât comunicarea s-a făcut în timp real și la orice oră, nefiind împiedicat de acest program școlar pe care până acum îl aveam. Dacă elevul părăsea școala la ora 12 și dorea să te întrebe ceva despre lecție sau pur și simplu despre desfășurarea cursurilor din ziua următoare, nu putea. Ei bine, acum se desfășoară foarte ușor comunicarea, chiar dacă câteodată nu în timp real, pentru că cu toții avem sincopele noastre sau momente în care suntem angrenați în altceva, răspundem elevilor și suntem într-o permanentă legătură. Părinții, de asemenea, ei reprezintă, au reprezentat cel puțin pentru noi cea mai grea categorie, pentru că, pe de o parte, nu folosesc tehnologia suficient, nu o stăpânesc suficient de bine, rețelele, tot ce înseamnă social media, mai puțin WhatsApp, nu stăpânesc, nu avem conturi pe Facebook și așa mai departe. Deci cu ei s-a ținut legătura preponderent telefonic și prin mesaje. Părinții interesați, așa cum spunea și doamna Romocea, au fost ei cei care au venit înspre noi. Sigur că a fost și acea a doua categorie de părinți care au lăsat în seama noastră și meseria de dascăl și meseria de părinte și ne-au lăsat copilul cu toți sau și-au lăsat copilul pur și simplu abandonat. Câteodată nici măcar nu le puneau la dispoziție accesul la internet, pentru că am avut cazuri în care copilul a sunat vecinul că nu are internet, că mama a uitat să plătească factura. Deci sunt cazuri dezolante, sărim în ajutorul lor cu tot ce putem. Chiar au venit atunci, a fost un caz remarcabil, a venit vecinul la școală. Vă rog frumos să fac cumva să ajutăm copilul. I-am dat de la școală, am avut o cartelă cu internet primită de la o asociație, tot de la asociații de care ne folosim și care ne-au ajutat foarte mult asociațiile non-profit în această perioadă. I-am dat elevului o cartelă pe care tot prin grija acelei asociații i-a fost încărcată lunar ca să nu mai avem astfel de sincope. Deci, lăudabil este efortul copiilor care au fost receptivi, care au învățat din mers, la fel ca și dascălii, cum să se adapteze acestor vremuri noi pe care le trăim. Cred că ar fi nevoie o educație parentală în aceste situații, pentru că cele mai mari dificultăți le-am avut în a educa părinții în jobul lor de, practic, părinte-dascăl. Pentru că, așa cum spunea și doamna Romocea, ei au trebuit să fie practic itinerantul nostru în această perioadă. Dacă noi aveam un itinerant pentru acei copii cu dificultăți, acum nu. Acum părintele este efectiv sprijinul nostru din fiecare casă, în casele în care sunt. Pe de altă parte, în casele în care le lipsesc, se văd lacune foarte, foarte mari în educația elevilor. Și așa cum ni s-a promis de la minister, acele ore remediale, cei care le-au gândit și cei care doresc să le implementeze, sperăm să nu se oprească doar la faza de discuție, sunt vitale pentru o mare categorie de elevi care provin din familii defavorizate sau din medii defavorizate, fără de care acest an pierdut, pentru că vorbim aproape despre un an, vorbim despre martie anul trecut și acum am revenit în februarie la școală, este un an de lacune care nu pot fi acoperite doar prin fișele pe care noi le-am trimis sau prin alte metode de comunicare pe care le-am găsit, care poate au acoperit 20-30% din materia sau din conținutul informațional la care au avut acces ceilalți elevi. Deci părinții au nevoie de o școală urgentă și aceste webinarii poate ar trebui transpuse cumva atât în măsura în care, sigur, cadrul legislativ ne permite, ar trebui transpuse într-un cadru fizic, pentru că, așa cum spuneam, părinții nu au acces la internet sau poate nu pur și simplu nu doresc sau nu știu să lucreze în aceste medii. Și chiar o oră, dacă s-ar organiza la nivel de municipalitate aceste lecții fizice sau chiar în școală, la ședințele cu părinții, dacă am reușit să adunăm și ne-ar permite legislația în școală, o oră pe săptămână, facem o educație sau le explicăm părinților, de fapt, care ar fi atribuțiile lor în această perioadă. Cred că ar fi un plus pentru noi toți
și sigur și pentru dezvoltarea copilului pe care, care este în scopul nostru final. Da. Oana, cum văd părinții acest lucru? Eu sper ca exemplul pe care doamna Ursulescu le-a dat să fie doar excepții, pentru că sunt cazuri, în cazul părinților, nu din, eu știu, poate necunoștință de, sau neexperiență cu rețelele de socializare, nu reușesc poate să țină pasul cu educația copiilor, dar pur și simplu din lipsă de timp, un părinte care lucrează cu normă întreagă 8 ore pe zi, este foarte greu ca seara, după ora 6, 7, sau dacă lucrează, poate după masa sau pe timpul nopții, să vină acasă să țină pasul cu educația copilor. Sunt multe, foarte multe cazuri din acest punct de vedere și cred că nu e neapărat că ei nu-și cunosc responsabilitățile. Într-adevăr, aveți dreptate, sunt și cazuri în care părintele poate nu este inițiat în, eu știu, suportul tehnic pe care trebuie să-l dea copilului, nu știe neapărat responsabilitățile în cadrul contractului de educațional cu școala, dar pur și simplu este și lipsă de timp. Este foarte multă lipsă de timp. Toată lumea a fost supra-solicitată în această pandemie. Într-adevăr, copiii trebuie să fie prioritate pentru fiecare părinte, dar știți cum e, așa e viața. Trebuie, ai mai multe responsabilități pe care trebuie să le, să te împarți între ele. Dar cred că cel mai important, din punct de vedere al autorităților și ceea ce părinții așteaptă, cred că, din partea autorităților și a școlilor, este comunicarea. Pentru că am observat, dacă școala comunică foarte bine și are o strategie de comunicare și de informare foarte bună, nu se încing grupurile pe WhatsApp. Știți? Grupurile de părinți. Pentru că acolo e toată conversația. Ei, dacă școala a comunicat hotărârile Consiliului de Administrație, hotărârile Inspectoratului Județean la timp și foarte clar și concis, cred că multe, multe, eu știu, sincope se pot, și probleme se pot evita. Deci da. comunicarea cred că este comunicarea profesională, să zic așa, este cheia. Cred că, într-adevăr, școlile care au avut un parcurs bun și copiii care s-au putut integra bine au fost cei care au comunicat constant, continuu, atât cu elevii, cu profesorii, cât și cu părinții în cazul acesta. Doresc să ne apropiem de final și am să încerc să mă reîntorc așa un piculeț la partea aceasta de carantină bruscă și anunțată, de, să zicem, scenariile care vor intra în funcțiune și am întrebări, să zicem, din nou mă reîntorc la Direcția de Sănătate Publică, fie la doamna Firea Mladinescu, fie la doamna Sebin, oricare dintre dumneavoastră, o întrebare foarte specifică care mi-a venit. Dacă un profesor este testat și pozitiv, cu un test rapid, ce se întâmplă? Mai trebuie să repete testul PCR sau ce se întâmplă în acel moment? Dacă un profesor este testat pe un test pozitiv, nu este nevoie să repete PCR-ul. Acest test este raportat către DSP și, bineînțeles, rămâne în izolare pe o perioadă de 14 zile. Testele antigen rapid au aceeași valoare ca și testele PCR în acest moment. Deci în momentul acela, ca să fie clar, fiindcă această întrebare cred că îi interesează pe foarte mulți, în acel moment nu mai, să zicem, nu mai trebuie să facă un alt test și intră clasa în carantină, de fapt. Dar e bine să precizăm că acel test trebuie făcut într-o unitate sanitară, deci nu un test făcut acasă de părinți sau de... Într-o unitate școlară, dacă se face la școală acel test? La școală, da. Deci trebuie să fie o unitate sanitară, un cabinet medical care să valideze acest test.
Deci el, dacă, de exemplu, se realizează la școală cu testele rapide care au sosit... Ele vor fi raportate către DSP și intră în raportarea din aplicația Corona Forms. Ok. Deci noi zilnic primim aceste raportări de la unitățile sanitare, de la ambulanță. Și școlile, și școlile au acum. Anexa 2, care cuprinde o machetă care se va completa și macheta va fi raportată către DSP, atât cu testele pozitive, cât și testele negative. Și, de exemplu, este necesară această testare, să zicem, de prevenție a profesorilor, a tuturor profesorilor când vin la școală, nu știu, la începutul săptămânii, să zicem, sau ceva de genul acesta. Metodologia nu prevede acest lucru. Se testează cazurile simptomatice și contactii acestora. Deci colegii... Nici cu testare rapidă, măcar. Da, cu testare rapidă, da. Bun. Și dacă, de exemplu, ar fi vorba să zicem despre copii, da? Sunt copii care, să zicem, au febră și poate nu mult, 3-7 sau undeva pe acolo și vin la școală, dar nu au niciun fel de alt simptom. Sau învățătoarea are dubii din discuțiile care le are cu un copil. Ce se întâmplă în acel moment? Cum se face această testare pentru acel copil? Deci copilul, în primul rând, trebuie anunțat medicul de la cabinetul medical școlar dacă există acceptul părintelui, deci trebuie să existe la școală un document prin care părintele își dă acceptul pentru ca al său copil să fie testat. Dacă nu, se anunță părintele și va merge pe... drumul medic de familie și sau ambulanță pentru testare. Dar trebuie să fie acordul părintelui. Da, care, așa cum știm, a iscat polemici în spațiul public, dacă trebuie realizat înainte, doar atunci, cum se trimite? Înainte, păi, nu ai cum să faci așa într-un timp scurt să fii eficient în ceea ce întreprinzi. Până vine părintele și de acordul. Oana, pot să comentezi cum este pentru tine ca părinte acest lucru? Da, chiar am în față formular de exprimare a consimțământului pe care l-am primit de la școală, în care îmi dă două opțiuni pentru dacă vreau ca copilul să fie testat pentru consimțământ pentru testare antigen rapidă în prezența părintelui sau în absența părintelui. Dar dacă nu predau cumva formularul, practic comunic autorităților că nu sunt de acord ca copilul meu să fie testat sau încerc să-mi găsesc toate variantele și să cumva să văd, adică părinții au fost destul de indignați când au primit acest formular, știți? Asta a fost sentimentul meu de ce am văzut pe grupurile de WhatsApp, pentru că majoritatea nu-și doresc copiii să fie testați. Dacă nu-și doresc, nu vor fi testați. Deci indignarea nu și-are locul pentru că există opțiunea. Da? Deci dacă vrei să fie copilul testat la școală, va fi testat la școală. Dacă nu, el va merge în camera de izolare și va fi preluat de părinte care va gestiona situația așa cum consideră. Așa, bun. Deci nu văd niciun motiv de supărare. Nu cred că e de supărare atâta timp cât se comunică părinților care sunt alternativele foarte clar. Da, sunt prevăzute aceste alternative, deci în ordinul ministerului. Da, dar știți cum e ordinul ministerului? Nu ajung copiii, nu ajung aici, să verificăm tema copiilor, da, voi să mai citim ordinele de la minister. Exact, aici vine. Da, dar această informare se face de către școală. Da, deci în momentul când dacă ai primit acel formular, bănuiesc că și sunt anumite detalii care au mai fost furnizate pe lângă formular. Deci nu a venit pur și simplu pentru semnătură. Unele școli comunică mai bine decât altele, ce pot să spun? De aceea și facem aceste webinarii, tocmai pentru a explica cât mai clar tuturor. Noi ne vom străduim să facem acest instructaj cabinetelor medicale, responsabililor cu activitatea
anticovid din școli, tocmai pentru a nu lăsa loc de interpretări. Pentru că e bine, știți cum, și pentru sănătatea mentală, dar revenim la acest aspect care ne preocupă și, din punctul meu de vedere, cred că depinde de noi cum abordăm acest lucru. Ca și părinți, de exemplu, copiii împrumută, de fapt, teama lor de la părinți. Și cred că aici este cheia, modul în care reacționează părinții și cadrele didactice. Dacă o să ne plângem tot timpul că este greu, că este rău așa cum este, eu cred că învățământul online până la urmă a fost un pas înainte. Și ca dotare, da, din punct de vedere, pentru că suntem în era aceasta a tehnologiei și trebuie să ne adaptăm. Deci anumite zone care au fost defavorizate, până la urmă fac niște pași în sensul acesta. Nu se poate de azi pe mâine, e clar, dar într-o lună, într-un an, în doi, până la urmă, eu zic că este un beneficiu. Și în ceea ce privește metodele de predare, eu ca și cadru didactic remarc acest lucru. Nu mi-e ușor. Da? Am fost obișnuită în anfiteatru, în sala de lucrări, e alta interacțiunea, dar până la urmă sunt niște metode pe care le-am învățat până la urmă la cursurile de psihopedagogie. Până la urmă ne-au obligat să facem acele cursuri, dar au fost foarte utile, că există metode de e-learning, da? Pe care copiii le agrează, numai că noi trebuie să știm să le folosim. Acele metode. Și aici un pic trebuie să ne străduim în această direcție și ceea ce este bine, că nu trebuie să rămânem la un anumit nivel și să ne complacem acolo. În fiecare zi trebuie să mai învățăm câte ceva și să aplicăm ceva nou și clar pentru generația actuală, învățământul clasic nu reprezintă soluția. Deci trebuie să le oferim ceea ce le place. Da, cu aplicații, cu, pentru că sunt o generație, într-adevăr, cu tendință spre aplicabilitate. Noi suntem generația care ne-au plăcut să stăm pe scaun și să învățăm, să citim, dar aici ei întotdeauna pun întrebări de ce trebuie să fac asta, de ce trebuie să citesc acest lucru și sunt mult mai tehnici, asta cu siguranță. Deci trebuie să vedem partea bună a lucrurilor. Și așa mă gândesc și să gândim, știți cum acum, urarea asta cu să fii pozitiv nu-i tocmai cea potrivită, dar trebuie să gândim în acest sens. Într-adevăr și exact cum am spus cu toții, ceea ce ne dorim este ca elementele bune și cele mai importante și utile din această perioadă, lecțiile învățate, ca să zicem așa, să rămână pentru viitor. Fiindcă vreau să ne apropiem de final, am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, Cosmin, te rog frumos să fii și tu cu noi aici, să spuneți într-un singur cuvânt ce vă doriți pentru perioada următoare. Și am să încep cu Marin Popescu. Oana Romoceu a punctat foarte bine. Eu cred că în aceste momente am și exersat acest lucru și am constatat că lipsa de informații și comunicarea pertinentă la timp, aș zice, e foarte important când transmitem informația, pentru că am fost obișnuiți deja ca ea să fie redundantă. Adică da, a venit acum și ca și raportările. Le-am transmis după nu știu cât timp, când era, efectul lor era aproape diminuat. Comunicarea e importantă, trebuie să fie la timp pentru a fi eficient atât în relația cu profesorii, cât și cu părinții, cât și cu elevii și autoritățile locale. Apropo de această chestiune, dacă vă ce-ți vine aminte, în semestrul întâi undeva făceam și câte 3 comitete județene situații de urgență pe săptămână pentru a schimba scenariile. Da? Acum am făcut un lucru bun, îl facem vineri pentru o săptămână întreagă. Cumva informația e foarte clară. Știm un lucru. Săptămâna aceasta mergem la școală sau nu. Cu alte cuvinte, informația trebuie să ajungă în timp la părinți, pentru că ei în timp își găsesc soluții pentru următoarea perioadă. Cu alte cuvinte, și reacția noastră a școlii, a instituției și a DSP-ului, care presiunea cea mai mare în acest moment nu neapărat pe inspectorul școlar, ci pe DSP este, pentru că din toate părțile, și am văzut și astăzi, am discutat în ordinul ăsta nou, comun,
tot DSP-ul a fost încărcat cu sarcini și de-aia am și spus să venim în sprijinul deșilor, pentru că sunt foarte, foarte prinși, foarte ocupați. Informația și comunicarea în timp real este decisivă în aceste momente. Evident, cuplată cu, a punctat foarte bine Oana Romocea, și anume detaliul acesta că și am spus-o, ceea ce nu s-a întâmplat la nivelul județului Timiș, așa am simțit eu și poate și de asta țin la fel, că n-am gestionat foarte bine zona de emoție în această perioadă în școală, în relația cu elevii, cu părinții, emoția n-am gestionat-o bine și sunt lucruri atât de simple încât nu vă vine să credeți. Un mesaj, dacă l-am trimit în fiecare zi, l-a trimite colegii mei consilieri de la liceele din Timișoara, de la unitățile de învățământ din Timiș, l-ar trimite către comunitatea educațională, elevi, părinți, un mesaj. Un mesaj că totul va fi bine și cu siguranță ne dă un alt tonus. Pentru un moment ne dă un alt tonus, dar ne antrenează pozitiv. Da, aici pot să dau dreptate că, într-adevăr, pot să zic că noi am experimentat acest lucru în Politehnică, în Universitatea Politehnică din Timișoara, cu mesaje și cu susținere și cu energie pozitivă, atât în întâlnirile cu cadrele didactice, cât și cu studenții, incredibil de mulți studenți, chiar de master sau din an terminal, eu personal nu predau decât la master și la an terminal, studenții, culmea este dintre cei buni, ca să zicem așa, mi s-au plâns că nu mai pot, că nu, efectiv, simt că nu mai pot. Mulți dintre ei și lucrând în același timp de a fi studenți și e o încărcătură emoțională destul de mare și s-a acumulat mult pentru ei și greu pentru fiecare dintre noi și cred că, cum tot zic, doar împreună putem să trecem peste el. Am să mă duc la DSP. Într-un singur cuvânt, ce vă doriți pentru viitor? Fiindcă Marina a zis mai multe cuvinte, nu un singur cuvânt. Da, o să folosesc mai mult de un cuvânt, puțin două sau trei. Cred că grija și atenția pentru cei din jur este doamna, da, doamna Sebin? Ca să fiu așa, într-un singur cuvânt, normalitate, revenirea la normalitate. Ce-o fi și normalitatea asta în viitor. Doamna Chicin, vă rog frumos? Eu îmi doresc și observ și eu în câteva cuvinte că în sfârșit lucrăm instituțiile în colaborare foarte bună, în folosul comunității. Și îmi doresc să ajungem chiar la normalitate, să lucrăm exact cum e și în alte țări, unde, într-adevăr, toate instituțiile publice lucrează pentru nevoile populației și ale comunității. Și cred că ne apropiem. Pandemia ne-a făcut să ne îndreptăm acolo. Da, măcar acesta este un lucru bun. Doamna Eșer, vă rog frumos. Da, eu îmi doresc conștientizare. Conștientizare de toate părțile. A lucrurilor bune care s-au întâmplat, a lucrurilor bune care urmează să se întâmple și a celor rele pe care le-am depășit. Doamna Ursulescu Lungu, unde sunteți? Deschideți-vă microfonul. Da, am o mămică care a venit să împrumute o carte pentru fiica ei, este vecina mea și mi-a trimis un mesaj, am ajuns, dăm cartea. Deci noi lucrăm și la ore suplimentare și ajutăm cum putem elevii. Eu îmi doresc două lucruri, nu doar unul. În primul rând îmi doresc empatie. Mi s-a părut că s-a dezvoltat foarte mult egoismul în această perioadă și în al doilea rând îmi doresc calm, pentru că mi se pare că toată situația a explodat din cauza noastră, care nu am reușit să ținem sub control, să ne ținem emoțiile sub control și situația câteodată. Atât. Domnule Hogea. Da, eu îmi doresc respectarea măsurilor de către toată lumea, măsurilor de igienă în școli, care dacă vor fi într-adevăr respectate, sunt convins că numărul cazurilor nu vor crește. Și la sfârșit, doamna Romocea, fiindcă și așa expert în comunicare. Hai. Da, în primul rând doresc sănătate tuturor și să luăm acest împreună pe care cumva în pandemie am încercat să-l dezvoltăm între școli, ONG-uri, părinți și să-l ducem mai departe în oricare scenariu ar fi, și scenariul de normalitate și scenariul de pandemie. Domnule Popescu, ați spus că doriți să mai anunțați ceva, vă rog. Da, da. Aș vrea să vă anunț de pe acum că cu sprijinul Dianei și a platformei Politehnice vom săptămâna viitoare ne vom vedea la o nouă serie de dezbateri
ale ghidurilor ARACIP care au fost lansate deja în dezbatere, dar într-o perspectivă a modificărilor, ci a cunoașterilor în aprofunzime și a spune la o emisiune între ghilimele de la dosariat de la un proces democratic de evaluare a dezvoltării instituționale a școlilor. Ne dorim foarte mult la nivelul județului Timiș, trecând încet, încet peste pandemie, să ajungem ca școlile să le democratizăm într-o perspectivă a parteneriatului solid de susținere a educației copiilor noștri. Vă așteptăm pe săptămâna viitoare, invitat special președintele, directorul ARACIP România, domnul profesor Șerban Iosifescu. Da, așa este. Mi-ai luat sarcina mea de încheiere de final. Te-am mai lăsat ziua și ora. Da, într-adevăr, vă mulțumesc mult de tot tuturor pentru această, uite, o oră și jumătate de discuții. Să sperăm că am răspuns la câteva dintre întrebările pe care le-ați avut, părinți, profesori, directori de școli. M-am bucurat să vedem din nou că alături de noi sunt profesori de la Iași, Buzău, până la, nu știu, Gherteniș, am văzut școli și orășele din, și sate din întreaga Românie. Noi încercăm să vă ajutăm pe toți cât putem de mult și mai ales să ne ajutăm împreună, unii pe alții, fiindcă doar împreună putem să reușim să găsim răspunsuri sau măcar soluții sau idei la problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Așa cum domnul inspector școlar județean a spus, săptămâna viitoare, miercuri, în 24 februarie, de la ora 18, vom avea un webinar împreună online în care vom discuta ghidurile ARACIP, ghidurile, să zicem așa, de evaluare internă și externă instituțională a învățământului preuniversitar, care au fost lansate în consultare publică de către ARACIP, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Și îl vom avea alături pe domnul Șerban Iosifescu, care este președintele ARACIP. Acest webinar, din nou, va fi organizat împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și cu Grupul de Lucru pentru Educație, cu Institutul Intercultural din Timișoara, care împreună cu Călin Rus are un aport în, să zicem, în gândirea strategică a acestor ghiduri. Dar totodată vom încerca să discutăm și această etapă de democratizare a învățământului sau participării la sprijinul administrativ al învățământului, care se realizează la Timișoara, fiindcă primăria municipiului Timișoara a lansat într-o consultare publică sau într-un concurs public membrii, reprezentanții primarului, reprezentanții Consiliului Local și a primăriei Timișoara în consiliile administrative din școlile și din liceele din Timișoara, sunt deschise tuturor. Acum puteți să candidați ca să deveniți reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație al unei școli, după un ghid bine realizat și structurat, care va fi prezentat și mâine de către partenerii noștri Televiziunea Română din Timișoara în emisiunea actuală regional, realizată din nou împreună de Platforma de Lucru Anticovid și de Grupul de Lucru pentru Educație. Tot așa vă spun în avans, cealaltă miercuri, în 3 martie, fiindcă noi planificăm lucrurile cu mult în avans, vom organiza pe mai multe ore, începând cu ora 13 până la ora 17, deci pe parcursul a 4 ore, un workshop care va fi dedicat educației deschise. Este săptămâna educației deschise la nivel mondial. Avem la ora actuală confirmat 9 vorbitori din 5 țări care vor veni și vor prezenta, să zicem, câteva dintre tendințele și rapoartele și proiectele cele mai interesante pentru toate, să zicem, formele de educație și modurile de educație care implică educația deschisă, inclusiv și unelte și ghiduri și ce înseamnă Universitatea Viitorului, dar și cum poți să faci antreprenoria digital. Să vor fi foarte diverse încât fiecare să-și poată regăsi un anumit element de interes în acest webinar care va dura 5 ore în 3 martie. Urmând ca după aceea să revenim cu webinarii care să fie dedicate tehnicilor de educație, în special pentru învățământul universitar, le alternăm învățământul preuniversitar cu cel universitar. Deci săptămâna viitoare în 24, ARACIP, discuțiile ghidului ARACIP,
în 3 martie, săptămâna educației deschise. Vă mulțumesc, sunt Diana Andone, ne revedem săptămâna viitoare, miercuri la ora 18. La revedere tuturor și vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru sprijin și pentru implicare și pentru timpul acordat. Mulțumim, la revedere! La revedere! La revedere, mulțumim! La revedere! La revedere, mulțumim! La revedere.